În primul semestru al anului 2022, compartimentul relații de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Marea Mureș a desfășurat acțiuni specifice de control în vederea identificării situațiilor de încălcare a legislației în domeniul relațiilor de muncă. Astfel au fost controlați un număr de peste 1000 de angajatori, fiind identificate un număr de 1480 de cazuri de încălcare a legislației specifice, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere și intrare în legalitate. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Teritorial de Muncă Marea Mureș, Mircea Onea, a declarat că au fost sancționați un număr de 200 de angajatori, fiind aplicate peste 300 de sancțiuni contravenționale, respectiv mai bine de 200 de avertismente și 110 amenzi în valoare de peste 700.000 de lei. Au fost identificate un număr de 35 de persoane care munceau fără forme legale. Amenzile aplicate au fost 14 amenzi pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată în valoare de 435.000 de lei, 13 amenzi în valoare de 75.000 de lei pentru împiedicarea controlului, 15 amenzi în valoare de circa 65.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor privind transmiterea în revisal sau înregistrarea de date eronate. De asemenea, s-au mai dat 68 de amenzi în valoare de peste 160.000 de lei pentru încălcări ale dispozițiilor Codului Muncii.